Metodologia pentru bacalaureat cuprinde modificări minore față de cea de anul trecut. Astfel, nici în acest an, elevii nu vor avea voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, caiete, cărți sau orice alte materiale care i-ar putea ajuta la examen. Restricțiile sunt, sunt cele cunoscute, exceptând proba de, probele orale și practice, unde sunt probe publice, pot să participe oricine. La probele scrise, elevii nu au voie să... Intre cu telefoane mobile, cu calculatoare, cu alte mijloace de informare. Acestea trebuie păstrate în condițiile precizate, în așa fel încât elevii să nu aibă acces pe parcursul examenului la respectivele mijloace de informare. În afară de buletinul și instrumentul descris, elevii vor putea folosi trusa de geometrie la examenul de matematică și dicționarul la testarea din limba latină. Cu toate aceste restricții, inspectorul școlar adjunct oferă prezumția de nevinovăție fiecărui elev care pășește în sala de examinare. Respectarea metodologiei trebuie să fie făcută cu toată răspunderea, dar nu putem porni de la ideea că actualii candidați sunt infractori în masă și că toată lumea încearcă să fraudeze examenul. Deci se respectă metodologia, dar trebuie să fie și un climat adecvat performanței. Elevii prinși ca asupra lor materiale ajutătoare vor fi excluși nu numai de la acea probă, ci nu vor mai putea participa la niciunul dintre examenele de bacalaureat. Măsuri drastice vor fi luate și în cazul profesorilor care le vor permite elevilor să copieze. Astfel, sancțiunile variază de la excluderea totală de la bacalaureat și până la sesizarea organelor de cercetare penală. În acest an, la nivelul județului Mureș, 5228 de absolvenți de clasa 12-a și persoane care au terminat în anii precedenți vor intra de luni în februarie examenului de bacalaureat.